experimentale. Al doilea subiect ține de discutata lege care a fost aprobată de guvern ca proiect și ce ține de controlul, accesul, e-mail-uri, paginile, website și restul denumită în mod generic legea Big Brother. Am mai menționat-o și cu alte ocazii și țin neapărat să reiterez toată determinarea mea personală și în calitate de președinte a Parlamentului ca odată ce acest proiect de lege vine în Parlament să inițiem dezbateri publice cât mai largi, cât mai intense cu toți cei implicați în proces, în așa fel încât în aceste dezbateri să reușim să curățim la propriu și la figurat tot ce eventual creează anumite pericole. Pentru mine personal este foarte important ca dreptul de exprimare să fie respectat, dar la fel de important ca și tată este ca să avem o protecție și o siguranță a copiilor noștri. Iată de ce sunt sigur că noi vom reuși în baza tuturor dezbaterilor ample, împreună cu Comisia de Specialitate, să găsim echilibrul între dreptul de exprimare și libertatea de exprimare și dreptul la informații și protecția copiilor sau siguranța